Ce să vă zic, bă, bine ați venit, v-ați nimerit. Eu sunt capitanul Turcia, am o armată de un kilometru și o să vă cam înrolez pe toți. După cum știți, datorită tensiunilor de la granița cu Ucraina, statul român cere înrolarea obligatorie a tuturor bărbaților între 18 și 40 de ani. Dar, pentru că nu avem nici bărbați, nici oameni de 40 de ani în țară, sunteți cel mai aproape de cerințele statului. Așa că, ia să facem prezența. Prezent! Stai, bre, că nu-i ca pe vremuri. Oh, ai răbdare, te strig eu. Să vedem ce avem aici. Mirel Fătăluț. Da, aici. Îmi cer scuze dacă v-am făcut să așteptați, dar vin de la salon unde am avut epilare inghinală și sunt puțin iritat. Deci n-am putut să alerg așa că aș prefera din suflet să nu fac prea mult efort azi, ok? Nu ne interesează, aici suntem la rolare. La ce? În rolare. Adică cum? Fii atent. Țară, țară, vrem ostaș. Pe cine? Pe tine în gâtul mătii. Hai. Următorul. Gianni G. Combinatorescu. Prezent, bosule, G. Fratele meu, dar să știi că lumea îmi zice Laur. Cocă Laur. De la ce vine G? De la Gianni. Nu, celălalt G. Tot de la Gianni. Păi ce, te cheamă Gianni Gianni? Ești bulbuit? Păi normal, trăiți-ar familia ta, că e de la dublă valoare, nu? Sau de la Găuzar. Oh. Păi tu ce cauți aici? Înrolăm doar bărbații. Cum ce fac eu aici? Păi să vă fac treaba, bă, fraierilor, băi, că nu sunteți în stare de nimic. Păi am eu mai mult testosteron în coiul stâng decât aveți voi toți la un loc. Adică vrei să spui că noi nu avem ouă? Nu, tu ai ouă. De fapt ai ouă ușoare, că ți le văd la gleznuță. Cum umbli cu ea goală? Băi, Ahile, ia mai tași tu din gură, că dacă strag rușii la picioare ai pus-o. Ce amuzant ești, să înțeleg că ți l-ai cunoscut personal pe Ahile, nu? Dar chiar, moșule, matale, cred că ai greșit războiul. Sau o fi lista de vreo 100 de ani. Ce paștele, mă, te-ai spus, mă, mucosule, că doar a fi pistiu ochi acum? Păi tu știi cine sunt eu? Că eu am locul meu în tramvai. Dacă e plin tramvai, eu sunt în Batman, la o parte stau eu. Hai, zic-tir. Rafie, ce cool, n-am mai văzut Rafie de când trimitea mama pachet la facultate. Deci tu ar trebui să fii Justin Corporateanu. Eu, da, eu sunt aici să iau notițe pentru research. Sunt gata să ne apărăm drepturile, bineînțeles, să protestez în piață dacă e nevoie. Totuși, ce vreau să vă întreb, înainte de război, să luat în calcul, nu știu, poate o măsură mai drastică, un pic, cum ar veni semnarea unei petiții online sau... Eu să știți că sunt aici pentru orice. Ok, deci se pare că ăștia suntem cu toții, deci cu ăștia defilăm. Ce e amuzant! În primul rând, trebuie să facem cunoștință cu echipamentul din dotarea inamicului. Avem AK-47 sau Kalashnikov. Sau au bombe de calibru... De calibru salam. Da, uzi! Ești bombă! Apropo de bombe, ce spuneți de Adidas și mei? Nu sunt bombă? De-aia am cumpărat. Și rușii au rachete de distanță medie S-40. Am eu un BMW E-40. Mamă, bea rachetă. Știi cum merge și e pe distanțe lungi, că am făcut de 7 ori Germania. Adevărat? Nu vă spărați, am și eu o întrebare. Ce target avem? Adică câți oameni trebuie să omorâm pe zi sau, nu știu, care e algoritmul după care funcționează războiul ăsta? Cum câți? Pe toți pe care îi întâlnești, din prima linie până în ultima. Prima linie, adică un fel de deadline, nu? Busule, dacă tot avem pretenții și întrebări, și eu aș vrea, dacă se poate, să fiu eu la bucătărie. Știi să gătești? Nu știu, busule, dar la câte tigăi am adus eu din Germania. Așa, bine că ți-ai găsit locul la cratiță. Dar tu ești prost, mă! Cum să stai tu la cratiță când avem muierea cu noi? Hei, pe tine te caută cratițele pe acasă și tu vii să îl mușești aici cu noi? La oală fătuți paștele, mă! Auzi, vezi că pe tine te caută moartea acasă și tu stai aici cu noi. Hai, vezi cum vorbești despre Viorica mea cât tu o rafie pe istoche acum. Hai, eu te-am respectat. Alo, liniști. Dar voi vă certați așa? Păi ce faceți când aruncă rușii grenade peste voi? Lasă că le strâng eu te strâng. Și așa tineriștea nu mai risipă fac. Eu am vreo 20 de grenade acasă din 89. Și vreo 4 de la mineriade. Și vreo 3 bastoane. Și 2 pe spate. La Viorica. Animala, da. Ca să ne putem organiza, o să am nevoie de un sublocotenent. Cine s-o oferă? Păi normal că eu sunt cea mai măsură să fiu eu sublocotenent. Păi uite-te la asta. Ăsta mai are o leacă și moare și ăsta, păi mai pensa ca mine. Ce vorbiți păi acolo? Bineînțeles că eu sunt cel mai în măsură să fiu sublocotenent. În măsura S. Credeți că m-am aranjat așa frumos de pomană? Guys, vă rog eu.
Se pare că acest team building între noi nu funcționează pentru că nu suntem organizați. Iar din fericire pentru voi, eu am skillurile necesare pentru a aduce acest task la bun sfârșit și avea un proiect de succes, deci eu o să fiu în charge sub locotenent. Băi, voi sunteți stâmpiți, cum să-l puneți pe lista locotenent? Nu vedeți că are 60 de chile cu tăcu, cu sacou? Eu sunt cel mai în experiență să... ăsta, cum e? Pardon. Eu am experiență, că am fost și în mineri Hiadi și unde mă dracu mai fost eu, că nu mai țin minte. Eu sunt cel mai în experiență, clar, eu trebuie să fiu sub locotenent, că eu sunt cel mai în măsură. Ce măsură, Maxim, măsura de la Sicriu ai tu? Bă, gata, hai! Hai cu joaca! Eu sunt locotenent, sub locotenent și gata! Păi da, tu ai cea mai multă experiență sub locotenent. Sub toți locotenenții din armată ai fost, nu? Vagabond, dracule. Bă, fostile, dacă nu te scuturi o dată, ia vino mă încoace. Hai vino. Hei, eu o să fiu sub locotenent, că altfel vă împung pe toți cu pila, da? Ok? Ce ai zis, mă? Hei, și eu. Stai că. Ce să ne cucerească rușii, mă? Că până la ruși ne omorâm între noi. Adevărat? GG, mâncați așa, sau de la găuzar, că de tu ce cauți în rolăm doar bărbați? Tu ora fi pistri ochi. Stai bun! Cu cânice fii mea! Tu ora fi pistri ochi? Hai să-i tiri la oare, da, mătii!